Vă salut! Eu sunt Casian și pentru că astăzi este Crăciunul, o sărbătoare foarte cunoscută și ținută anual de către majoritatea creștinilor, oare ce ați răspunde dacă ați fi întrebați? Este Crăciunul o sărbătoare creștină? Nu vă grăbiți să dați un răspuns, pentru că vă invit să analizăm această sărbătoare din punct de vedere biblic și în urma analizei să vedem la ce concluzie ajungem cu privire la Crăciun. Este Crăciunul o sărbătoare creștină sau nu este? Cum analizăm dacă sărbătoarea Crăciunului sau orice altă sărbătoare este o sărbătoare creștină sau nu? Foarte simplu. Oricine poate face această analiză dacă dorește să afle adevărul, trebuie doar să urmeze câțiva pași simpli, pași pe care am să vi descriu chiar acum. Primul pas. Căutăm în toată Biblia să vedem dacă Crăciunul este o sărbătoare. Ne raportăm doar la Biblie, nu la tradiții sau la alte cărți, pentru că doar Biblia este singurul lucru de pe pământ denumit și recunoscut de către creștini ca fiind cuvântul lui Dumnezeu infailibil. Deci, deschidem Biblia și căutăm în ea să vedem dacă Crăciunul este o sărbătoare sau nu. Eu am căutat deja în toată Biblia și vă spun că nu am găsit nicăieri Crăciun sau sărbătoarea Crăciunului. Acum ați putea zice unii dintre dumneavoastră, păi nu căuta Crăciun în Biblie că nu ai să-l găsești. Caută nașterea Domnului și ai să o găsești. Am căutat nașterea Domnului și surpriză. Nicăieri în Biblie nu există sărbătoarea nașterii Domnului. Cum, nu există nașterea Domnului în Biblie? Doamne ferește! Nu, nu m-ați înțeles. Mai spun o dată, fiți atenți. Nicăieri în Biblie nu există sărbătoarea nașterii Domnului, nu evenimentul nașterii Domnului. Evenimentul nașterii Domnului, adică faptul că Domnul Iisus a născut, există în Biblie și este un eveniment. Dar un eveniment este una și sărbătorirea unui eveniment este cu totul alta. Îmi dau seama că foarte mulți creștini confundă evenimentul nașterii Domnului cu sărbătoarea nașterii Domnului. Nașterea Domnului în Biblie o găsim doar ca un eveniment, nu și ca o sărbătoare anuală. Al doilea pas. Căutăm în toată Biblia ca să vedem dacă Crăciunul sau nașterea Domnului a fost sărbătorită de către apostoli anual în data de 25 decembrie, cum fac majoritatea creștinilor astăzi, sau în orice altă dată. Dacă a fost propovăduită bisericii și sărbătorită de către vreo biserică anual în data de 25 decembrie, cum fac majoritatea bisericilor astăzi, sau în orice altă dată. Eu am căutat deja în toată Biblia, faceți-o și dumneavoastră, și vă spun că nu am găsit nici măcar un singur apostol care să fi sărbătorit Crăciunul sau nașterea Domnului anual în data de 25 decembrie sau în orice altă dată. Nu am găsit nici măcar un apostol care să fi învățat vreo biserică să sărbătorească Crăciunul sau nașterea Domnului anual în data de 25 decembrie sau în orice altă dată. Și nu am găsit nici măcar o singură biserică în toată Biblia care să fi sărbătorit Crăciunul sau nașterea Domnului anual în data de 25 decembrie sau în orice altă dată. Pentru apostol și biserica de la început, nașterea Domnului a fost un eveniment. Nu a fost niciodată o sărbătoare anuală pe care ei au ținut-o în data de 25 decembrie, cum fac creștinii de pretutindeni astăzi. Al treilea pas și ultimul. Căutăm în toată Biblia ca să vedem dacă nașterea Domnului a fost sărbătorită vreodată de însuși Domnul Iisus și dacă Domnul Iisus a poruncit vreodată ca noi să îi sărbătorim nașterea sau nu. Eu am căutat deja în toată Biblia, faceți-o vă rog și dumneavoastră, și nu am găsit nici măcar o singură dată relatat cum că Domnul Iisus Hristos și-ar fi sărbătorit ziua de naștere sau ar fi poruncit cuiva să sărbătorească nașterea lui anual în data de 25 decembrie sau în orice altă dată. Oameni buni, în Biblie nici măcar nu avem menționată data și luna în care s-a născut Domnul Iisus, dar cu toate acestea majoritatea creștinilor cred și spun că Domnul Iisus s-a născut în data de 25 în luna decembrie.
Pe ce se bazează creștinătatea crezând și spunând că Domnul Iisus a născut în data de 25 decembrie, din moment ce nicăieri în Biblie nu avem menționată ziua și luna nașterii Lui? Ascultați-mă! Dacă argumentăm ca și creștini cu orice altceva, dar nu cu Biblia, cum că Domnul Iisus Hristos a născut în data de 25 decembrie, vă întreb atunci dacă Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, mai are vreo importanță astăzi pentru creștini în crezurile și practicile lor, din moment ce argumentele lor nu se bazează pe ceea ce scrie în Biblie, ci pe tot felul de datini omenești. Biblia spune că ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Adică ne spune că istoria se repetă, iar eu cred că noi astăzi repetăm istoria, pentru că am ajuns ca farisei și cărturarii din vremea Domnului Iisus, pe care Domnul Iisus îi mustra zicându-le: ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Cred că dacă Domnul ar fi astăzi fizic printre creștini, s-ar uita la toate datinile noastre și ne-ar mustra cum i-a mustrat pe acei farisei și cărturari. Pentru că am ajuns să avem tot felul de datini pe care nu le regăsim în Biblie și cel mai trist este că nici măcar nu ne interesează că nu le regăsim în Biblie. Și atunci, oare nu tocmai pentru că nu ne interesează că nu regăsim în Biblie sărbătoarea Crăciunului sau a nașterii Domnului, demonstrăm noi de fapt că am desfințat cuvântul lui Dumnezeu în favoarea datinilor noastre? Că pe noi nu ne interesează să trăim doar după cuvântul lui Dumnezeu, ci și după datinile noastre. Pentru că sărbătoarea Crăciunului este o datină omenească copiată din religiile păgâne și băgată în biserică în decursul istoriei ca să facă mai ușoară atragerea păgânilor în creștinism, arătându-le că avem și noi o sărbătoare ca a lor în care ne dăm cadouri unii altora ca și ei. Și o sărbătorim tot ca și ei în data de 25 decembrie. Înțelegeți acum cum a apărut sărbătoarea Crăciunului în creștinism? Analizați nașterea Domnului în toată Biblia și o să descoperiți că nașterea Domnului este un eveniment, nu o sărbătoare anuală. Analizați pe apostoli și biserica primară în toată Biblia și o să descoperiți că apostolii nu au sărbătorit niciodată Crăciunul sau nașterea Domnului anual. Nu au învățat vreo biserică să sărbătorească Crăciunul sau nașterea Domnului anual și nicio biserică din Biblie nu a sărbătorit vreodată Crăciunul sau nașterea Domnului anual pe data de 25 decembrie sau în orice altă dată. Și dacă tot nu v-ați lămurit, analizați și viața Domnului Iisus în toată Biblia și o să descoperiți că Domnul Iisus nu și-a sărbătorit niciodată ziua de naștere și nu a poruncit nimănui să-i sărbătorească ziua de naștere în data de 25 decembrie sau în orice altă dată. Acum că aveți toate aceste informații, oare ce ați răspunde dacă ați fi întrebați? Este Crăciunul o sărbătoare creștină? Eu aș răspunde nu. Crăciunul nu este o sărbătoare creștină pentru că nu o găsesc nicăieri în Biblie. Nu a fost sărbătorită niciodată de niciun apostol și de nicio biserică din întreaga Biblie. Sărbătoarea Crăciunului este o datină care a fost luată din religiile păgâne ca să-i atragă mai ușor pe păgâni în creștinism. Ori eu caut să trăiesc cât pot de mult după datini pe care le găsesc în cuvântul lui Dumnezeu, nu după datini omenești preluate din păgânism. Cam atât am vrut să vă spun legat de sărbătoarea Crăciunului și dacă nu ne vom mai auzi până la sfârșitul anului, vă doresc un sfârșit de an cât mai liniștit și un nou an cât mai bun. Dacă vi se pare de folos ceea ce am spus în acest clip, trimiteți-l și altora ca și alții să cunoască adevărul și astfel să deveniți și voi părtași la răspândirea adevărului împreună cu mine. Abonați-vă de asemenea la canalul de YouTube Factorul Decisiv, dacă nu ați făcut-o deja, și apăsați clopoțelul pentru ca să puteți să fiți anunțați de fiecare dată când voi posta un clip nou. La revedere!